Cristian fusese la o petrecere noaptea de sânziene. A plecat pe lângă calea ferată spre casă, însă nu a mai ajuns. Un tren pe care nu l-a auzit l-a acroșat și l-a călcat. Nenorocirea s-a produs în satul Ploștina, din Motru. Trenul nu a sunat, s-a udă și l-a agățat și l-a băgat sub roata frână. Era grav? Era enorm de grav. Umărul tăia de aici, genunchiul. Tot. Și aia, fratele meu s-a dus și a luat un pic, să săpăm, să-l scoate de suroți. Nu știam cum să dăm, mai în spate, mai în spate, nu tăiem de tot. Era prin suroțile? Era, da, suroțile sub locomotivă. Pompierii și medicii ajutați și de localnici l-au scos pe tânăr de sub rosile locomotivei, însă starea sa era critică. Detașamentul de pompieri Motru a fost solicitat să intervină la un accident feroviar în satul Ploștina. Este vorba despre o victimă de 30 de ani, care la sosirea echipajului la fața locului era surprinsă sub locomotivă. Am reușit să o extragem, a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la Spitalul Municipal Motru. Era în stare gravă? Cred că da. Cristian a murit puțin mai târziu în drum spre un spital din Craiova, unde deciseseră medicii să-l transporte din cauza stării grave în care se afla. El era divorțat și avea în grijă o fetiță în vârstă de 8 ani.